Cei care iubesc fructele de primăvară au toate motivele să fie mulțumiți. Prima producție de căpșuni din acest an a ajuns deja în piața centrală cu 2 săptămâni mai devreme decât ar fi normal. Prețul pentru 1 kg de căpșune românești este un pic mai mare față de unul de import. Acesta nu depășește 10 lei. Mirosul împietor i-a cucerit pe clienți, spun comercianții. Giurgiu, veni, cumpără căpșune? Mai puțin, mai puțin. De câte zile ați venit? Astăzi e prima zi. Sunt din curtea dumneavoastră? Din curtea mea, personal. Da. Sunt românești? Nu. Este pentru prima dată când aveți astăzi pe tarabă sau? Da. De cealaltă parte, clienții spun că prețurile sunt acceptabile și le permite să cumpere câte puțin din fiecare pentru a-și face pofta. Cum vi se pare prețul la căpșuri? Foarte bun față de alții. Sunteți sigur că sunt românești? După aparență sunt românești, în tot caz. Este... Puțe, este pentru prima dată când cumpărat? Nu e pentru prima dată, am cumpărat, dar nu-mi plac. Au fost mai scumpe și nu ne-am permis. Prețul cum vi se pare acum? Destul de mare, dar totuși acceptabil pentru copii, merită. Dacă căpșunele se bucură de un real succes în rândul clienților, nu de același lucru beneficiază cireșele. În piață au apărut cireșele de import mari și cărnoase, dar cu prețuri mari care taie pofta oricui. Acestea se pot cumpăra cu prețuri cuprinse între 20 și 25 de lei kilogramul. Producătorii agricoli spun că din cauza ploilor, cireșele noastre vor fi mai puține anul acesta și se vor coace mai târziu.